bătrână moartă în incendiu. Inspectoratul pentru situații de urgență Buzău a intervenit astăzi dimineață în localitatea Smeni, unde ardea o casă. Deși s-a reușit stingerea flăcărilor care amenințau a se propaga la locuințele învecinate, proprietara, o bătrână în vârstă de 76 de ani, a decedat. Pompier Buzău a fost solicitat pentru intervenție în localitatea Smeni. S-a intervenit cu două auto speciale APCA. La ajungerea locului intervenției exista posibilitatea de propagare la locuințele învecinate, iar incendiul se manifesta cu violență. Din nefericire, acest eveniment s-a soldat cu moartea unei persoane. Din primele cercetări, se pare că la baza incendiului a stat o sobă cu acumulare de căldură care a aprins lucrurile inflamabile din jur. Au mai ars 150 de metri pătrați de acoperiș, dar și documente și bunuri de uz casnic. În casă a găsit fum. Și când se deschide ușa, a bufnit-o fumul și a căzut jos și a luat foc în casă. Covorul, patul, acolo, a luat în casă foc. N-a mai apucat. Și vecinul de alături, și cred că vecinul trebuie să ne spună maica lumea, că el a venit. Uh-huh. Care vecin? Aurel. Cine? Sănăcia? Aurel? Vecinul, nu, din pe partea aia. Din pe Aurel a fost primul. El a fost. Când se ducă să... că a văzut și el fumul. Când se ducă să deschize ușa, l-a bufnit odată un fum și n-a putut să mai intre la el. A fost deces. Ieșea fumul de acolo. Când am venit, mai eram cu un băiat, hai să deschid unde știam eu că stă, că doar ieri am adus apă, i-am dat brezi, că ai grijă, da. De sobă, de foc, de asta. Lasă-mă, mă, dar... Dat la ușa așa, fac floacăra cătuș, pun să-i. N-a putut să intre. Dacă era numai fum, mă băgam așa, o tăram, o bâșbâiam. Că știam unde doarme, patul ei acolo, n-am putut. De la ce o fi la foc? Numai de la sobă, cred că de la altă parte. Și n-ați putut să faceți nimic pentru ea, să o salvați? N-am putut. Pare foarte rău. Era vecina și toată ziua ne aveam bine.